Piața imobiliară se va înviora începând cu a doua jumătate a anului 2023, va fi impulsionată de reducerea substanțială a ratei inflației, depășirii fazei critice a crizei economice, ieftinirii creditelor ipotecare, dar și datorită cererii amânate din 2022, constată economistul Veaceslav Ioniță. Prețul mediu la apartamentele noi în municipiul Chișinău s-au plafonat la nivelul de 880-890 de euro pentru un metru pătrat, iar a celor de pe piața secundară la 680-690 de euro metrul pătrat, după maxima din trimestrul al patrulea 2008, când apartamentele au ajuns la 900 de euro pentru un metru pătrat, a urmat 12 ani de cădere a pieței, iar din anul 2021 a început o creștere bruscă a prețurilor, fapt care a speriat puțin cumpărătorii. Creșterea bruscă a continuat până în trimestrul al doilea din anul 2022, fiind determinată de prețurile mici din perioada precedentă, veniturile substanțial mai mari ale populației, dar și posibilitățile de contractare a creditelor imobiliare, care au cunoscut în această perioadă cea mai mare creștere din istoria Moldovei. Deja al treilea trimestru asistăm la o stagnare a prețurilor, iar în primul trimestru din anul 2023 va fi înregistrată chiar o ușoară scădere a lui. Stagnarea este determinată de criza economică, îngrijorările populației cauzate de războiul din Ucraina, înăsprirea politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei, care a adus la scumpirea de două ori a creditelor ipotecare, dar și creșterea prea bruscă a prețurilor în ultimii doi ani, mai constată Ioniță.